Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Camelia Varga și vă prezint știrile Agro TV. Contre în Parlament la Comisia pentru Agricultură. Legea muntelui a ținut vie atenția deputaților din comisie, care au studiat chestiunea și s-au informat unii pe alții pentru a obține consensul la vot. Cum vă spun mereu, noi lucrăm cu materialul clientului. Drept urmare, vizionați imaginile și trageți concluziile. Ce vă propun eu este ca să delimităm foarte clar zona montană, zonele defavorizate și să putem să mergem împreună, să respectăm programele, să poată oamenii să atragă bani și să le fie mai bine. Noastră fiind absorbit cu toată problematica dezvoltării sectorului agricol, de la munte până la câmpie, cu tot ceea ce înseamnă domnul secretar de stat, am zis, domnule, poate ăsta ar fi un motiv pentru care zona montană s-a dezvoltat. Că nu o acceptați, nicio problemă, ea pică la vot oricum. Legat de zona montană, Ministerul Agriculturii are un program de mai multe legi, e vorba de un pachet de 10 legi, printre care, bineînțeles, era normal să înceapă cu această lege, legea muntelui. S-a vorbit de anumite scutiri de taxe, de impozite, care va fi impactul bugetar? Păi acest program se desfășoară pe 10 ani de zile și finanțarea ar fi de 1 miliard de euro. Trebuie să gândim cu niște mutări mai în perspectivă, ca să zic așa, pentru că întotdeauna plecăm că am scutit de taxe și de impozite, da? Dacă fac un calcul ce beneficiu am post factum, eu cred că avem mult mai mult de câștigat decât când ne gândim că dăm o facilitate mai mică sau mai mare în zona respectivă. Au fost foarte multe discuții divergente la un moment dat. Credeți că s-a ajuns la un consens? După cum știți, astăzi a fost o ședință și mă bucur că s-a luat această decizie tocmai ca să ne familiarizăm cu problemele. Într-adevăr, au fost discuții, nu știu dacă neapărat contradictorii, dar binevenite, și cred că în final cât de cât s-a cristalizat o idee și majoritatea celor care au participat au fost de acord. Ați venit cu anumite argumente. Până la urmă, credeți că acestea vor fi implementate în acest proiect? Dacă și le-au însușit la această dată deputații și am considerat că a fost o procedură bună astăzi, promovată de președinte, aceea de a discuta în prealabil amendamentele și de a fi însușite de către colegii parlamentari, că ele se vor regăsi în mod sigur în legea care se va duce în plenul Camerei Deputaților și probabil Camera Deputaților este decizională să le regăsim în lege. E posibil însă ca unele să mai suferă anumite modificări, probabil la discuții, în cameră în mod sigur, nu pentru că toate se hotărăsc la Comisia de Agricultură, și să iasă o lege după părerea mea bună. Deci în forma actuală susțineți această lege? Absolut, absolut. Ministerul Agriculturii informează că se află în desfășurare licitația deschisă pentru atribuirea contractului de consiliere acordat producătorilor agricoli pentru înființarea și dezvoltarea formelor asociative. Procedura a fost lansată pe 7 loturi la nivel național, în conformitate cu prevederile legislației naționale din domeniul achizițiilor publice, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 martie, ora 16. În comunicatul primit de la MEADR se precizează că la nivel național se are în vedere consilierea a 10.000 de producători agricoli, după cum urmează. Lotul 1. Județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui. Număr de producători agricoli consiliați 1488. Număr de forme asociative înființate și dezvoltate maximum 50. Lotul numărul 2, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea. Număr de producători agricoli consiliați 1488. Număr de forme asociative înființate maximum 50. Lotul numărul 3, Argeș, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Bucur, București, Ilfov, număr de producători agricoli consiliați 1904, număr de forme asociative înființate maximum 65. Lotul 4, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, număr de producători agricoli consiliați 1190, număr de forme asociative înființate 45. Lotul numărul 5, Arad, Caraș, Severin, Hunedoara, Timiș, număr de producători agricoli consiliați 954, număr de forme asociative maximum 40. Lotul numărul 6, Bihor, Bistrița, Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, număr de producători agricoli 1488, număr de forme asociative maximum 50.
și ultimul lot, județele Sibiu, Alba Brașov, Covasna, Harghita și Mureș. Număr de producători agricoli consiliați 1488, număr de forme asociative înființate maximum 50. Contractul are ca obiect achiziția serviciilor de consiliere pentru înființarea formelor asociative ale producătorilor agricoli, respectiv societăți, cooperative agricole, grupuri de producători și are o valoare estimată fără TVA de aproape 16 milioane de lei pentru toate cele 7 loturi. Programul Național Apicol prezintă condițiile de acordare a ajutoarelor comunitare pentru domeniul apicol, precum și modalitățile de plată și de control a acțiunilor prezentate în acest scop. Am citat din site-ul Ministerului Agriculturii. Fără discuție, la începuturile implementării programului, apicultorii au simțit o oarecare susținere, dar în momentul de față, această inițiativă națională categoric se dovedește a fi depășită. Marius Milea, reporter nostru special, a făcut pentru dumneavoastră două interviuri cu persoane implicate în viața albinelor. Programul Național Apicol se pare că trebuie să fie revizuit. Asta spun crescătorii de albine, mai ales că fondurile care le sunt alocate s-au subțiat de la un an la altul. Sumele alocate pentru Programul Național Apicol sunt destul de modeste astăzi, având în vedere că ar reveni undeva la 4,6 euro pentru familia de albină pentru suma alocată. Din păcate, nu beneficiază de aceste fonduri toți apicultorii sau nu se decontează pe toate familiile de albine. Anul trecut s-a decontat doar pentru 440.000 de familii de albine. Restul de 1.000.000 de familii de albine nu au beneficiat de acest ajutor. Asta, sigur, și datorită faptului că apicultorii n-au fost interesați. Ceea ce ar trebui făcut, și am văzut că în Parlamentul European s-a ridicat problema suplimentării fondurilor alocate undeva cu aproape 50% pentru Programul Național Apicol European și ne vom gândi atunci, sigur, când vor fi alocate și aceste sume mai mari, să vedem și alte direcții de sprijin. Ceea ce ar fi interesant pentru apicultura românească este ajutoare pentru utilaje și, în mod deosebit, ajutoare pentru mecanizarea acestui sector. România, rămând astăzi deficitară la asigurarea unui transport independent și, din acest punct de vedere, sumele alocate probabil că atunci când vor fi alocate după 2020, prin noua politică agrară comunitară, să putem, mă rog, dirija o parte din aceste fonduri și pentru mecanizarea acestui sector. Apicultorii sunt cei care au cele mai mari așteptări de la acest program. Apicultorii sunt cei care implementează acest program și, ca atare, noi trebuie să răspundem la solicitările dumnealor. Motivat fiind de faptul că se pune bază tot mai mare pe ceea ce înseamnă apicultura din 2020, măsurile care se vor lua la nivel european. Aici trebuie să avem grijă către ce direcție ne ducem cu aceste măsuri de susținere. Ce susține mai mult? Medicamentele, achiziționarea de stupină, transhumanța? Deci astea sunt preocupările noastre la care noi căutăm răspunsuri și sigur că apicultorii sunt cei care ni le vor da și vom găsi varianta cea mai bună, astfel încât să avem o legislație aplicabilă, un program care să satisfacă apicultorii din România. În general, legile se fac în funcție de nevoile comunității. În particular, legile trebuie să țină cont de interesele fiecărui om din cetate. De exemplu, Programul Național Apicol este depășit, învechit și nu mai apără interesele stuparilor români. Normal că breasla apicultorilor știe exact ce, cum și mai ales unde trebuie făcute modificări în bine. Voxurile Agro TV le dedicăm soluțiilor prezentate de cunoscători reporterului nostru special, Marius Milea. Se vorbește de schimbarea Programului Național Apicol. Ar trebui să se plieze după noile cerințe ale apicultorilor. Până la urmă v-aș întreba, ce credeți că ar trebui făcut pentru apicultori? Păi, în primul rând, să fie subvenție pe producția de miere. Atunci ar fi o subvenție corectă, cu excepția în anilor apicoli proști. Ar fi bine subvenție pe numărul de colonii. Ar fi bine pentru cine accesează fonduri europene să nu fie atâta birocrație. În primul rând ar trebui recunoscute beneficiile care le aduce albina și ajutorul să fie strict pentru nevoile personale ale fiecărui stupar. Dacă eu am nevoie în anul acesta să îmi schimb toate lăzile,
la aceasta să mă ajute, nu să mi se impună anul acesta cumperi 3 medicamente, 2 lăzi și 5 măci. Deci să se departajeze pentru fiecare stup în parte, o anumită sumă, o anumită valoare pentru un stup. Și atunci eu să-mi investesc sau să investesc acei bani în dezvoltarea stupinei. Programul Național Apicol a fost un succes. Fondurile s-au luat foarte bine și s-a simțit în producție, santinării și sector. Sunt lucruri foarte bune care s-au făcut programul național, iar el s-a ajustat la 2-3 ani, la un nou ciclu s-a îmbunătățit. Probabil că vor fi schimbări și în asta. Așteptăm ca din 2020, în concordanță cu legislația europeană, să intre o subvenție pe familia de albine, ceea ce va duce la creșterea șeptelului, dar cu riscul, că orice beneficiu are și un risc, cu riscul de a crește șeptelul artificial, să crească numărul de stup, de aici să fie foarte proști și mai mult pe hârtie, ceea ce o să ducă la o involuție a sectorului, practic explodează bolile. Dar vă văd foarte pesimist. Credeți că vă veți lovi de foarte multă birocrație în viitor? Nu sunt deloc pesimist. Fac apicultură de 28 de ani, merg înainte, trăiesc din asta. Nu sunt pesimist, sunt realist. Produse inovative de panificație create de studenți în cadrul unor proiecte de cercetare ale Universității de Științe Agricole Cluj-Napoca vor fi prezentate la salonul Pro Invent. Să vedem ce avem în meniu. Sărățele aglutinice făcute din fasole și pâine cu făină din semințe de urzică. Aceste produse au fost create din dorința de a rezolva anumite cerințe ale consumatorilor, dar și pentru a-i determina pe tineri să fie creativi. Sărățelele din fasole mung, care este o plantă originară din Asia, au fost create de o studentă care a încercat astfel să contribuie la îmbogățirea gamei de alimente destinate celor care suferă de boala celiacă. Practic, pentru persoanele care nu pot consuma gluten, coșul zilnic este mult mai scump decât pentru restul consumatorilor, deoarece produsele au un preț mult mai ridicat. Cadrul didactic care a coordonat acest proiect a explicat că face parte dintr-o cercetare mai largă, care își propune crearea mai multor tipuri de alimente fără gluten. Un alt produs inovativ creat de studenții Facultății de Știință și Tehnologie Alimentelor este pâinea cu făină din semințe de urzici. Potrivit echipei care a creat acest produs, ideea a fost aceea de a îmbunătăți un produs de bază și de a revaloriza o plantă cu certe proprietăți alimentare, dar care este insuficient consumată. Proiectul se va încheia la finalul acestei luni, rețeta pâinii cu făină de semințe de urzici fiind în curs de brevetare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Studenții USAMV Cluj au pregătit zeci de proiecte care vor participa săptămâna aceasta la salonul ProInvent de la Cluj-Napoca. Pria Events organizează mâine în București conferința Pria Agriculture, însoțită de Gala Pria Women in Agriculture. Evenimentul la care suntem parteneri media este unul extrem de important în industria agricolă din România și reprezintă o reală platformă de dezbatere între fermieri, autorități și companiile care își desfășoară activitatea în acest sector. Conferința va fi însoțită și în acest an de Gala Pria Women in Agriculture, în cadrul căreia se va recunoaște și se vor premia eforturile și contribuția femeilor în acest sector important al economiei românești. Pria Agriculture reunește 250 de participanți, dintre care reprezentanți ai Guvernului, ai Ministerului Agriculturii, ai APIA și AFIR, reprezentanți ai ASAS, ai Institutelor de Cercetare Agricolă, membrii ProAgro la par, dar și ai altor asociații importante. Delta Dunării poate fi considerată din acest an una dintre destinațiile preferate de români pentru petrecerea Paștelui. În perioada 6-9 aprilie sunt așteptați la hotelurile și pensiunile din această zonă de 4 ori mai mulți turiști decât în anul trecut. Cine preferă să ciocnească ouă roșii în Delta? Corporatiștii, funcționarii publici, dar și pensionarii. Sunt turiști din toată țara, din București, dar și din Constanța și zonele limitrofe. Dacă în anii anteriori cele mai multe dintre structurile de cazare din Delta Dunării erau închise de Paște, din lipsa de clienți, anul acesta lucrurile s-au schimbat radical. Practic, sezonul în Delta Dunării debutează de Paște, față de acum câțiva ani, când sezonul începea la sfârșitul lui mai, începutul lunii iunie.
Sunt structuri de cazare care vor organiza Paștele atât în Sfântul Gheorghe, Sulina și Crișan, cât și în Jurilovca, dar și în alte zone din delta Dunării. Ce strategie ați adoptat pentru atragerea turiștilor în zona deltei Dunării? Orice strategie pe care o asociație de profil o are se întinde pe mai mulți ani de zile. Strategiile pe termen scurt nu intră în catalogul nostru, să spunem așa. Faptul că începând de anul trecut și continuăm cu anul acesta, putem considera că turismul pe care noi îl promovăm a luat amploare, iar calitatea și cantitatea de turiști sunt spre satisfăcător, se datorează unei munci, dacă vreți, unei strategii de echipă a oamenilor din Delta Dunării, care fac parte din structura noastră și care înțeleg că turismul nu este o chestiune neapărat sezonieră, în care trebuie să, așa cum se întâmplă, din păcate, în continuare, în anumite structuri, să iei cât mai mulți bani de pe urma unui turist cu gândul că a doua oară nu te mai interesează dacă îți vine. Turismul pe care îl practicăm noi, în primul rând, este un turism de nișă. Noi nu practicăm turismul de masă, turismul de relaxare, acela de masă care se întâlnește pe litoral și care este făcut în perioada de vârf de sezon turistic estival și în delta Dunării. La doar 30 de kilometri de Buzău ar fi trebuit construit castelul Peleș, reședința de vară a regelui Carol I. Însă distanța prea mare față de sursa de apă au dat aceste planuri peste cap. Totuși, peisajul mirific din vârful dealului Cetățuia, de unde se poate admira întreaga depresiune a Cislăului, a convins o familie de români să construiască o pensiune de vis. Cu banii de la Uniunea Europeană, buzoienii au transformat o poiană din mijlocul pădurii într-o oază de relaxare vizitată de sute de turiști din toată țara. În comuna Măgura, pe vârful unui deal, în mijlocul unei păduri, se află Cetățuia. Locul este încărcat de istorie, fiind vizitat chiar de regele Carol I, pe vremea în care căuta o zonă pentru ridicarea reședinței de vară, Castelul Peleș. Faptul că prima sursă de apă era la mai bine de 2 km i-au dat planurile peste cap. Inconvenient care, în zilele noastre, pentru o familie de români obișnuiți, nu a contat. Aici era o poiană, era o frumusețe de poiană de pajiște. Și locul ăsta, și lucrul ăsta ne-a fascinat. Când am venit să vedem, în vârful dealului, că ăsta e dealul care se numește Cetățuia. Are 632 de metri altitudine. Și sus în vârf era o piatră de hotar. Inițial, proiectul pensiunii a fost început de o altă familie, care însă nu l-a putut continua. Din fericire, schițele au ajuns pe mâinile soților Petre, care s-au îndrăgostit pe loc de construcția masivă din piatră și lemn și au decis să-i dea viață. Eram într-o perioadă în care chiar ne uitam după proiecte de case cu arhitectură neo-românească, conacele. Eu personal eram fascinată de clădirile astea și când am văzut proiectul cu arcade, am zis, gata, hai. Nu ne-am gândit foarte mult, cinstit. Adică eu cel puțin m-am gândit, soțul meu cred că și-or mai fi făcut ceva calcule, dar eu nu. Am zis, hai să mergem, sunt convinsă că va fi bine. Într-un an, pensiunea a fost gata, iar în aprilie 2016 și-au primit primii turiști. Ce te face să vii aici? Păi este un loc retras, este destul de aproape de orașul meu natal și îmi place atmosfera, îmi place, întotdeauna sunt copii, este vie senzația și este de ajuns de frumos încât să mă facă să revin. Cât de des vii aici? Cam o dată la două săptămâni ajung pentru cel puțin o masă. Oltenii construiesc solarii cu doar 1500 de lei. Se montează în 5 ore, fără sudură și fără fixare prin beton, dar sunt rezistente și bine fixate în pământ. Pentru cine cere și plătește, se pune în pachet și un sistem de irigare prin picurare sau sistem de încălzire, pentru ca legumele să iasă șmechere, precum oltenii. Orice expresie aș folosi nu valorează cât filmul pe care îl prezentăm acum.
trei olteni care lucrează, plus un șef care face poze și supraveghează, sunt suficienți pentru a construi într-o jumătate de zi o mândrăță de solar. O casma, două lopeți, sârmă, folie, țevi subțiri, chei fixe și, firește, nelipsitul ciocan este necesarul pentru a ridica o casă a legumelor. Firește, totul este livrat de o companie din zona Craiovei care pune la dispoziție și mai multe sisteme adecvate acestui solar, un sistem de încălzire plus încă unul de irigare prin picurare. În timp ce mă auziți vorbind, urmăriți imaginile pe repede înainte cu realizarea oltenilor. Solarul pentru cultivarea legumelor în spațiu protejat are 10 metri pe 4, picioarele sunt din oțel care intră efectiv o jumătate de metru în pământ, o adevărată fundație de casă, iar lateralele se suprapun, se prind cu șuruburi și cu piulițe. Sunt operațiuni simple pe care orice om, chiar și neîndemânatic, poate să le facă. În plus, nu trebuie banul jos la livrare. Se acceptă 6 rate lunare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Dacă surprindeți un eveniment care poate deveni o știre, vă invităm să luați legătura cu noi pe pagina oficială de Facebook AgroTV sau la adresa de e-mail știri@agro-tv.ro. Acum urmează AgroMeteo. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La noapte, vremea se va menține deosebit de rece în aproape toată țara, iar în regiunile nordice va fi ger. În prima parte a nopții vor fi înnorări în cea mai mare parte a țării și vor mai fi ninsori slabe, izolat, în centrul țării și la munte, și precipitații mixte pe arii restrânse în sud-est. Spre dimineață, cerul se va degaja în regiunile nordice și de nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 9 și minus 1 grad, mai scăzute în Maramureș, nordul și estul Transilvaniei și în nordul Moldovei. Pe spații mici va fi ceață. Mâine vremea va fi în continuare deosebit de rece, cu ger în primele ore ale dimineții, în nordul țării și valori diurne cu peste 10 grade mai scăzute decât cele normale la această dată, în jumătatea de sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra în general între minus 3 și 5 grade. Înnorările vor fi persistente în regiunile din jumătatea de sud, unde, după orele prânzului, ninsorile vor fi în extindere și în intensificare. Se va depune strat nou de zăpadă, local, consistent, iar temporar vântul va avea intensificări în medie cu 45-55 de kilometri pe oră, astfel că vor fi intervale de timp cu ninsoare viscolită. În celelalte zone, înnorările vor fi temporare, vântul va sufla slab și moderat și va ninge slab doar pe arii restrânse. Aprovizionarea cu apă pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri în cultura grâului de toamnă se va încadra în limita satisfăcătoare, apropiată de optim și optime, la nivelul întregului teritoriu agricol al țării. Ca urmare, atât la speciile de câmp, cât și la cele pomii viticole, se va menține repausul vegetativ la nivelul întregii țări. Însemănăturile efectuate tardiv pe fondul temperaturilor minime scăzute din aer și sol, precum și în absența unui strat protector de zăpadă, va fi posibilă deprecierea aparatului foliar prin brunificare și degerături ale vârfului frunzelor. În zilele cu precipitații, lucrările agricole specifice campaniei de primăvară vor fi sistate temporar. Controlul semănăturilor pentru verificarea vigurozității plantelor la speciile de toamnă, controlul evoluției mugurilor de rod la pomii fructiferi și a coardelor la vița de vie, fertilizarea cerealierelor de toamnă cu îngrășăminte minerale, lucrări de întreținere în plantațiile pomii viticole, efectuarea arăturilor în vederea însămânțărilor de primăvară.